Okay, we are ready. Okay, just two last persons, so they're let in, and that's it. Okay, first, a hot welcome to everybody. Înainte de toate, un călduros bun venit tuturor. Because in Austria it's 37 degrees in this moment. Pentru că în Austria în acest moment sunt 37 de grade. So I would love more to sit now in Mamaia than in Graz, where I live. Aș prefera în aceste momente să fiu mai degrabă în Mamaia decât în orașul Graz, acolo unde locuiesc. And for people who maybe see me or hear me first time, would love to introduce myself. Iar pentru cei care mă văd pentru prima dată, aș vrea să mă prezint. My name is Sasha Ilić. I live in Graz, Austria. Numele meu este Sasha Ilić. Locuiesc în orașul Graz, în Austria. For many years, I'm an entrepreneur. De foarte mulți ani sunt antreprenor. But an entrepreneur who love also good investments. Dar acel antreprenor căruia îi plac foarte mult investițiile bune. And my first investments 20 years ago was somehow in the real estate business. Iar primele mele investiții în acum peste 20 de ani au fost în afacerile imobiliare. And afterwards I buy some shares of some famous companies. Iar apoi am început să cumpăr acțiuni ale unor companii prestigioase. To participate on the success of these companies and to make some dividend. Pentru a participa la succesul acestor companii și pentru a face dividende. But 2018 or 19. Dar în 2018 spre 2019. A friend of me showed me the crypto industry. Un prieten de-al meu mi-a arătat industria criptomonedelor. And to be honest, it was love on the first sight. Și ca să fiu cinstit, m-am îndrăgostit de la prima vedere. I was really in love in the idea behind Bitcoin. M-am îndrăgostit de ideea de Bitcoin. So 2018-19 I start to buy my first coins. Iar în 2018-2019 am început să-mi cumpăr primele mele criptomonede. Like Ethereum, Binance Coin, Cardano, VeChain. Ca și precum Ethereum, Cardano, Binance. But I'm still no expert for crypto. Dar încă nu mă consider un expert în cripto. Because my experience is 90% over holding coins. I never trade. Pentru că experiența mea vine în proporție 90% din a deține monede și nu a face trading. And particularly if we speak about this project. Iar în mod particular o să vorbesc despre acest proiect. I'm also not a part of the corporate team. Nu sunt de asemenea parte a corporației, companiei. I'm just one of the investors, community member. Sunt doar un investitor, un membru al acestei comunități. Who fall in love in this idea. Care s-a și îndrăgostit de această idee. And I decide on 23rd March to buy some hubs. Și am decis în 23 martie să cumpăr câteva hub-uri. And to participate this minting possibility in behind. Și să particip la această posibilitate de minerit digital. And on 1st April this year. Și pe 1 aprilie în acest an. Together with my best friend Philip Heiges. Împreună cu cel mai bun prieten al meu Philip Heiges. We decide also to build up a community around this platform. Am discutat să creăm, să construim o comunitate în jurul acestei platforme. That's why everything what I tell today. Tocmai de aceea, tot ceea ce vă voi spune astăzi is really my personal opinion. Este de fapt părerea mea personală.
And out of my positive experience with this platform. Și datorită experienței mele pozitive cu această platformă. Because I would never be able to recommend something to others if I personal don't believe and have a positive experience of something. Pentru că niciodată n-aș putea să recomand cuiva ceva ceea ce nu am eu personal o experiență pozitivă în această direcție. And to be honest, that's not the first platform, maybe what you see, or me, what I see. Și poate, și poate aceasta nu este prima platformă pe care dumneavoastră sau eu o vedem. And around the platform you have always two kind of people. Și în jurul unei platforme sunt tot felul de oameni. You have the haters and the lovers. Aveți cei care urăsc, invidioși, aș putea spune, sau cei care iubesc. And there is a third party, there are something in between, they don't know. I love, I hate, I love, I hate, I hate. Și I mai există a treia categorie, cei care nu știu, nici măcar nu-și dau cu părerea. And I will try today to explain really on a simplest way why I fall in love in this project. Și astăzi o să vă explic într-un mod foarte simplu de ce m-am îndrăgostit realmente de această platformă. And it's your decision and your personal feedback how to implement all this what I say today. Și este decizia dumneavoastră cum vreți să implementați ceea ce veți auzi de fapt astăzi. First, what I love that the mission around this platform is to connect the traditional banking with the crypto world. În primul rând, pe mine mă interesează foarte mult misiunea acestei companii, faptul că a reușit să conecteze lumea financiară, bancară, tradițională, cu lumea cripto. To build up a bridge between these two different worlds. Faptul că au creat acest pod fantastic între cele două lumi diferite. So the main target of this project is to simplify the access to the crypto industry. Principalul scop al acestei platforme este să simplifice această intrare în lumea cripto. Because till today it's very still difficult to buy, hold, sell and use crypto assets as a payment system. Pentru că este încă foarte dificil astăzi să cumperi, să vinzi, să deții sau să păstrezi sau să faci plăți cu prin cripto ca și sistem de plată. And exactly this is the main target of this platform to solve these four major problems. Iar scopul acestei platforme este să rezolve aceste patru majore probleme. Building a simple bridge between these two worlds. Să creeze un simplu pod între aceste două lumi. And if somebody want to participate on the success and the sales volume of this platform tomorrow. Iar dacă cineva vrea să participe la succesul acestei platforme, he can do it over owning the Zenic coin. O va putea face doar deținând moneda Zenic. Because the number of Zenic coins what you own tomorrow. Pentru că numărul de monede Zenic pe care le veți deține mâine is your personal percentual participation on the sales volume of the decentralized exchange what is the main target. Este de fapt participarea dumneavoastră la dividendele unui exchange descentralizat care este de fapt și principalul scop al acestei companii. But there is even more. Dar este chiar mai mult. This platform want to be also a platform what is connecting what will connect our members with the shopping world. Iar această platformă este chiar mai mult pentru că este o platformă care va conecta membrii comunității cu absolut orice comerciant. Where everybody can use their crypto assets for payments.
toată lumea va putea folosi activele cripto ca și sistem de plată. With an automatic conversion in behind. Cu o convertire automată în spate. But there is more. This platform also want to be tomorrow a tokenization platform. Iar și este chiar și mai mult, pentru că această platformă se dorește a fi o platformă de tokenizare. And it's not so difficult to understand is or is not a project serious. Și nu este dificil să înțelegem că dacă este sau nu un proiect serios. Because if you have serious partner in behind, then serious. If you have unserious partner in behind, then it's unserious. Dacă aveți parteneri serioși în spatele unui proiect, atunci proiectul este serios. Dar dacă partenerii din spatele proiectului nu sunt serioși, atunci nici proiectul nu este serios. So this platform is a joint venture of two companies. Așa că această platformă este un joint venture între două companii. Now, from one side, Zenic Technologies, the hardware producer. Pe de o parte, este vorba despre Zenic Technology, cel care realizatorul hardware. And the company who designed the blockchain in behind. Și compania care a creat blockchain-ul. And the company OCS, it's a private investment bank. Și banca OCS este o bancă de investiții privată. And this bank is very crucial for us. Iar această bancă este extrem de importantă pentru noi. Because tomorrow one of the very important issues what this platform should make possible. Pentru că mâine, una din problemele, situațiile pe care, de fapt, această platformă a făcut-o să fie posibilă, is that you can also, in very near future, can create virtual IBANs. Este aceea că, în viitorul foarte apropiat, fiecare dintre noi putem să ne creăm un IBAN virtual. So that your crypto assets can automatically convert in fiat assets. Astfel încât activele dumneavoastră digitale, crypto, vor fi convertite automat în fiat. So that you can make a normal SEPA transaction to the merchant. Așa încât dumneavoastră puteți să faceți transferul SEPA către comercianți. And of course, IBAN is coming out of the financial world. Iar bineînțeles că IBAN-ul vine din lumea financiară. And to be able to do it, you need a bank in behind. Și pentru a fi capabil să o faceți, ar trebui să aveți nevoie de o bancă. A bank with a bank license. O bancă cu licență bancară, bineînțeles. So the crucial fundament is here. Așa că de fapt baza, fundamentul este aici. But about this bank, about these people in behind, we will speak a little bit later more. Dar despre bancă și despre oamenii din spatele acestei bănci vom vorbi puțin mai târziu. But let's explain what is the main target of the company. Hai să povestim despre principalul scop al acestei companii. That billions of people around the globe. Miliarde de oameni din jurul pământului, pe această pământ, de pe această pământ. Tomorrow become community members of this platform. Mâine vor deveni membrii comunității, membrii acestei platforme. And as community members become back their sovereignty about their own values. Și ca și membrii acestei companii, acestei platforme, își vor recăpăta libertatea lor financiară. To her crypto values, to their fiat values. Atât pentru libertatea pentru activele lor crypto și activele lor fiat. And this is the team in behind Zenic. Aceasta este echipa din spatele companiei Zenic. Magister Erwin Doctor, Dr. Michael Ofner.
Dr. Michael Offner, Erwin Doctor. Michael Offner was working many years on the Technical University here in Graz. A lucrat foarte mulți ani în partea tehnică în orașul Graz. In many years before they become crypto lovers, they fall in love in the blockchain industry. Foarte mulți ani au lucrat împreună și s-au îndrăgostit de lumea aceasta crypto, de industria crypto. And this is very easy to understand because the blockchain industry is maybe the biggest revolution from the day that mankind exists. Că este lesen de înțeles că blockchain-ul acționa. I hear you very bad, Violet. I don't know if other de fapt, lumea și I don't know why. Okay, now I have the better connection. Okay, because the blockchain start to be part of our life. Pentru că blockchain, de fapt, a devenit parte a vieții noastre. You hear me now? Okay. Yes, and you can see it and feel it in every industry. Și puteți vedea acest lucru în absolut orice industrie. And now what I tell you, this is a fact. Iar ceea ce vă spun acum este de fapt un fapt. Zenic blockchain is a own blockchain. Zenic blockchain este are propriu blockchain. And the Zenic coin is something really extraordinary. Iar moneda Zenic este cu adevărat extraordinară. And you can for sure compare it with Ethereum. Și cu siguranță o puteți compara cu Ethereum. Because Ethereum is also a own blockchain. Pentru că Ethereum are de asemenea propriul blockchain. And Ethereum is also the home base of many other tokens based on Ethereum. Și Ethereum este un blockchain de asemenea pentru multe alte many companies based on Ethereum. Many other coins, tokens are based pentru, on Ethereum. Pentru alți token care au ca bază Ethereum. And the same power have the Zenic blockchain to be tomorrow home of 100 other tokens based maybe on other projects. Iar blockchain-ul Zenic are exact aceleași proprietăți pentru a fi de fapt casa pentru foarte multe proiecte tokenizate. And from the other side, the Zenic coin will be the inner value of the Zenic decentralized exchange. Pe de altă parte, moneda Zenic va avea valoare și datorită exchange-ului descentralizat Zenic. That's why he is very similar to Binance coin. Tocmai de aceea o face să fie la fel ca și moneda Binance. And when somebody asked me, can you, Sasha, explain me fast what is the quality of Zenic coin? I tell it's something between Ethereum and Binance coin. Dacă cineva mă întreabă, Sasha, spune-mi ceva despre moneda Zenic, cum, ce poți face cu ea, și a spus că este undeva între Ethereum și Binance. Plus much, much more. Plus mult, mult mai mult. And this physical tablet what you see on the screen. Iar această tabletă, acest device în formă fizică pe care dumneavoastră îl vedeți pe ecran. This physical tablet is designed for people who would love to have everything on one place. Această tabletă este creată pentru toți acei oameni care iubesc să aibă totul, absolut totul, într-un singur loc. Because the main operation of this physical tablet is to be a treasure.
Pentru că una din principalele obiective ale acestei tablete este să fie ca un safe. That you can keep your crypto assets inside and have it really in your hands. Pentru că veți dori să aveți toate criptomonedele în acest dispozitiv, în această tabletă, care să fie în mâinile dumneavoastră. And next to this, that you have easy access to the decentralized exchange, to all the merchants and other. Și datorită acestei tablete să aveți acces către un exchange descentralizat și de asemenea posibilitatea să cumpărați, să faceți cumpărături la orice comerciant. And what is very important to have access to the Zenic world, you don't need no KYC. Și de asemenea este foarte important să aveți accesul la lumea Zenic fără a avea nevoie de un KYC. Because the idea was to create a decentral community. Pentru că ideea a fost să se creeze o comunitate descentralizată. Where we can sell, hold, buy coins between each other. Pentru că ideea a fost să vindem sau să cumpărăm monede unii de la alții. But nobody must introduce the other one. Dar nimeni trebuie să introducă pe altcineva. Everybody stay anonym. Fiecare poate să rămână anonim. Something like a crypto bazaar. Ceva ca într-un bazar crypto. Because tomorrow if you go on a normal bazaar, I don't know, in Bucharest and want to buy apples, for example. Pentru că dacă mâine ați merge într-un bazar ca să cumpărați, să presupunem Apple. You also don't tell to the lady who sell apples, hello, I'm Sasha Ilich and I want to buy 5 kilo apples. Da, deci dacă vreți să cumpărați într-un bazar mere, o să, dacă merg în bazar, în piață, nu o să spun, știi că sunt Sasha Ilich și trebuie să-mi dai 5 kilograme de mere. And she don't tell, yes, I'm Maria Covaci and I will sell you now 5 kilo apple. Și da, eu sunt Maria Covaci și o să-ți dau ție acum 5 kilograme de mere. I buy apples, she sell me apples, that's it. Eu cumpăr mere și îmi va vinde mere, asta e tot. So no authorization required. Deci asta nu înseamnă că trebuie să spun cine sunt. Asta nu înseamnă că trebuie să nu va fi nevoie de autorizație personală. And when you keep your crypto assets on our platform, they are really yours. Și atunci când veți avea active noastră cripto pe platformă, asta înseamnă că dumneavoastră sunteți proprietarul lor. Because again, you need no authorization to sell them or to take them somewhere else. Pentru că de asemenea nu vă trebuie o autorizație ca să le puteți vinde, să le păstrați sau să le dați oricui altcuiva. But of course, it's a 100% secure system. Dar cu siguranță este un sistem 100% sigur. Because you have your own private key and you are the only person who have the access to your assets. Și bineînțeles că veți avea cheia dumneavoastră privată și veți fi singurul care poate să aibă acces. As I tell, the physical tablet is for people who want to have everything on one place. Bineînțeles că tableta în formă fizică este pentru acele persoane care doresc să aibă totul într-un singur loc. So that I don't know, a child 5 years old and a man 90 years old can use it very simple. E construit astfel încât și un copil de 5 ani sau o persoană de 90 de ani se poate folosi foarte simplu. And of course, for all others, you have the app or you have the access over your PC to the platform. Iar pentru toți ceilalți vor fi aplicații pe telefon unde bineînțeles că puteți să le folosiți inclusiv pe laptop. And the main target of this project is the decentralized exchange. Principalul scop al acestei companii, acestei platforme este exchange-ul descentralizat. And with the best exchange rates ever. Și cu cea mai bună rată de schimb de câte s-au văzut. With free transfers, with IBAN compatible verifications.
cu transferuri gratuite, cu IBAN compatibil. And the people in behind, they have a goal. Iar oamenii din spatele acestui proiect au o țintă fixă, un scop. To positionate this exchange the next 3 years in the top 10. Să ducă acest exchange descentralizat în următorii ani în primele 10 exchange-uri. But to be honest, I'm quite sure that we will be top one. Dar să vă spun sincer, sunt foarte sigur că noi vom ajunge chiar un numărul 1. Why I think this? De ce cred asta? Simple to explain. Este foarte simplu de explicat. If I ask you now, where is the highest building on the world? Dacă am să vă întreb acum unde este cea mai înaltă clădire din lume? Este în Dubai. Este în Dubai. And if I ask you now, where in which city is possible that you go to ski in July where is 50 degrees outside? Și dacă v-aș întreba unde ați putea să schiați în luna iulie când sunt de fapt 50 de grade afară, in Dubai. Again it's in Dubai. Din nou, vă spun că este în Dubai. What is the most spectacular city what gained the last 20 years is again Dubai. Dacă vă spun care este orașul cel mai spectaculos din ultimii 20 de ani, cu siguranță putea răspunde că este Dubai. And if I ask you again, which city have the motto money is no obstacle? Și dacă v-aș întreba în care oraș putem spune că banii nu sunt un obstacol? Again Dubai. Bineînțeles, din nou Dubai. And these people in behind these projects. Iar oamenii din spatele acestui proiect who sponsor this project. Care de fapt sponsorizează acest proiect. Who are the fundament of the project over the OCS Bank. Care sunt baza acestui proiect de la OCS Bank. It's the same people who build up Dubai the last 20-30 years. Sunt de fapt aceiași oameni care au construit Dubai în ultimii 20 de ani. So they love when they do something to be the number one. Deci ei iubesc atunci când fac ceva să fie de fapt numărul 1. To be number 2 is no obstacle. Pentru a fi numărul 2 nu există niciun obstacol. That's why I join really with big love and big enthusiasm this project. Tocmai de aceea m-am îndrăgostit și m-am alăturat cu foarte mare entuziasm în acest proiect. Of course, nobody can give me the guarantee. Bineînțeles că nimeni nu poate oferi o garanție. And nobody give me a guarantee. Și nimeni nu mi-a dat o garanție. But there is a big chance. Dar este o șansă uriașă. That it will be like planned. Să fie precum o like a plant. Like plant, like we forecast. Așa cum au previzionat ei, să fie exact cum au previzionat ei. And I will tell you something and it's yours to believe or not. Este decizia dumneavoastră dacă vă veți crede sau nu. As a child I always was loving mathematics. I don't know if you love mathematics, but I love. Ca și copil mi-a plăcut foarte mult matematica. Nu știu dacă vă place matematica, dar mie îmi place matematica. Because mathematics for me was always the from all knowledges the most important knowledge. The I don't know how to explain it in English. The mother of all knowledges. Pentru că pentru mine matematica a fost ca mama tuturor cunoștințelor. And in mathematics, 1 + 1 = 2. Și în matematică, 1 + 1 înseamnă 2. It's not maybe or maybe not. It is 2. Nu este poate fi, poate să nu fie. Înseamnă 2. And to be honest,
This can be the best project on the world. Și să fiu cinstit, acesta poate fi cel mai bun proiect din lume. You will always have haters and lovers. Și întotdeauna veți avea persoane care sunt împotrivă, dar sunt și persoane care vor iubi proiectul. And this you have with all companies on the world. Iar acest lucru au toate companiile din lume. Somebody like Apple, somebody don't like. Cuiva îi plac merele, altcuiva nu îi plac merele. And not everybody must like us. Și nu toată lumea trebuie să ne iubească pe noi. Not everybody must believe in this. Și nu toată lumea trebuie să creadă. I do. Eu cred. And I will show you now why. Și am să vă arăt acum și de ce. Because as I tell on the start, Zenith is something in between Ethereum and Binance. Pentru că așa cum v-am spus de la început, Zenith este undeva între Ethereum și Binance. And if you see, for example, Ethereum start 2015. Dacă știți, Ethereum a început în 2015. So many people I can remember tell Ethereum is a scam. Ethereum will never function, you know? Și am auzit foarte mulți oameni spunând că Ethereum nu va funcționa niciodată, este un scam și nu va funcționa. KGB, Putin, Vitalik Buterin, Child, so many idiotic things around this coin. Toți au spus că este KGB, că este Putin, că sunt o groază de prostii, s-au spus în jurul lui Ethereum. You don't believe what they write about Ethereum. You can look 2016, 17, 18, a little bit about Ethereum, newspaper, newsletter, whatever. Nu vă puteți imagina ce s-a scris despre Ethereum, dar puteți să cercetați în urmă ceea ce s-a spus atunci, dar nu vă puteți imagina. But I buy Ethereum when it was 35 euro. Dar am cumpărat Ethereum când era 35 de euro. For me it was logical that this platform will be huge. There are many problems to solve already today there are many problems to solve, but I know Ethereum will make his way. Ethereum a avut problemele sale, mai au probleme lor de rezolvat, dar eu sunt convins că Ethereum își croiește propriul său drum și va fi într-adevăr o monedă foarte mare. And on 12 May, the Ethereum coin was $4,350 in value. Iar în luna mai, anul acesta, Ethereum ajunsese deja la $4,300. And if you want to hear my opinion, buy Ethereum today. Și dacă vreți să ascultați părerea mea, cumpărați Ethereum astăzi. Because on 26 iunie there is a upgrade. Pentru că în 26 iunie va fi un upgrade. And if this upgrade is successful, the gas fee will go 50% less. Iar dacă acest upgrade va fi un succes, atunci gazul, cei care nu știți, un fel de taxă de fapt pe platformă. Transaction fee. Da. Yeah. Taxele de tranzacții vor fi cu 50% mai mici. And I tell you my personal opinion, Ethereum have the power to jump over Bitcoin. Iar părerea mea personală este că Ethereum are toate considerentele pentru a sări peste Bitcoin. Bitcoin is the first coin, but he's a very dumb stupid coin. Bitcoin este foarte cunoscut, este o monedă foarte mare, dar este totuși o monedă prostuță. And from the other side, I remember when Binance start on 2017. Pe de altă parte, ne amintesc când Binance a început în 2017. And I remember 2018 when I was buying my first Binance coins. Și mi-am amintesc în 2018 când mi-am cumpărat eu primele mele monede de Binance. And I was hating this platform. I hate it till today. Și am urât această platformă, am urât-o până astăzi. I tell you why. It's a central exchange. Vă spun și de ce. Este un exchange centralizat. Chinese in behind.
cu chinezii în spate. And I don't like Chinese. Și nu-mi plac chinezii. You can translate. And many times the exchange was closed. Many times you had problem with the verification. Always. Și de foarte multe ori platforma a fost închisă, de foarte multe ori a fost probleme cu verificările. But people was using this platform. Dar totuși oamenii au folosit această platformă. And on 12 May this year the coin was $660 per piece. Iar anul acesta, în luna mai, un Binance, o monedă Binance a ajuns la $660 pe bucată. I invest now 5 minutes to explain this. Investesc acum doar câteva minute să explic acest lucru. Because Zenic is exactly in behind these two coins. Pentru că Zenic este exact precum aceste două monede. And that's why my personal forecast that Zenic in the next 3 to 5 years. Și părerea mea personală este că această monedă Zenic între 3 și 5 ani, în următorii 3 sau 5 ani, can exactly be somewhere between $660 and $4,350. Deci moneda Zenic în acești ani va ajunge între $660 and $4,300. Of course, it's important in behind that all the upgrades are positive. Bineînțeles că este foarte important ca toate upgrade-urile să fie pozitive. And it's a project. Și este un proiect. And you don't solve all problems overnight. Și bineînțeles că nu toate problemele se rezolvă peste noapte. It's always one step after another. Bineînțeles că trebuie un pas făcut după celălalt. But what this coin have more than Binance or Ethereum? That's the question. Dar ceea ce are mai mult această monedă Zenic în comparație cu Binance sau Ethereum? Asta este de fapt întrebarea. Next to this, this platform will be a merchant platform. Această platformă va fi o platformă a comercianților. This don't have Ethereum or Binance. Ceea ce nu are nici Ethereum și nici Binance, doar noi. And that millions of members can easily use crypto assets as a payment. Și milioane de oameni vor putea folosi foarte ușor ca și sistem de plată. And very soon, the next days, you can come to Austria and drink a cafe and pay it with Zenic. Și foarte curând veți putea veni în Austria și să plătiți o cafea cu Zenic, moneda Zenic. And the coin is already listed. Moneda este deja listată. It's officially listed on Uniswap. Este oficial listată deja pe Uniswap. And the next listings are PancakeSwap. It's also a decentralized exchange. Și următoarea listare va fi pe Pancake, este un exchange descentralizat. And I will now explain you maybe the most important thing of this info webinar tonight. Și am să vă explic că cel mai important lucru din acest webinar. If you want to own a coin. Dacă vreți să dețineți o monedă, you can do it in two ways. O puteți face dumneavoastră în două moduri. You can go on some exchange, central or decentral, doesn't matter. Puteți să mergeți la un exchange centralizat sau descentralizat, nu contează. And you can buy a coin for the actual price. Și puteți să cumpărați, achiziționați o monedă la prețul actual. So, you can go on Uniswap. Puteți să mergeți în Uniswap. And you can buy the Zenic coin for the actual price of $0.15. Și puteți să cumpărați moneda Zenic la prețul actual de 0.15. This is the actual price in this second. Acesta este prețul în această clipă. And of course, the actual price can change from day to day. Și bineînțeles că prețul actual se poate schimba de la o zi la alta. But the second possibility. Dar a doua posibilitate is to join
the producing process of a coin. Să este să vă alăturați procesului de producție al acestei monede zenic. And this you can do on two different ways. Iar aceasta o puteți face în două modalități diferite. You can do it with your own equipment and your own software. Doar dacă dumneavoastră veți deține un echipament, un software, or you participate with some investment on a company who do it. Sau vă puteți participa cu o investiție alături de o companie care face acest lucru. In exactly this possibility we have with the Zenicoin. Și aceasta este posibilitatea pe care vă ofer acum Zenic. You can participate with a one-time investment. Puteți să participați cu o investiție on the master nodes of the Zenic company. La un master node, cu un master node la o companie Zenic, which are minting day by day the Zenic coin for the nominal price. Care face minting digital pentru moneda Zenic la prețul nominal. And the nominal price is always 0.02 euro. Iar prețul nominal este fix de 0,02 euro, the 2 nominal, cenți. The nominal price is same today, same in 2 years, same in 15 years. Prețul nominal va fi atât astăzi de 0,02 cât și în 5 ani și în 20 de ani. And if you ever think a little bit about Bitcoin, why Bitcoin have a value? Și dacă vă gândiți puțin la Bitcoin și vă puneți întrebarea de ce Bitcoin are o valoare, why Bitcoin become a storage for value? De ce Bitcoin a devenit un deținător de valoare? I read yesterday a fantastic article about Bitcoin. Am citit ieri un articol extraordinar despre Bitcoin. Where the man who write about Bitcoin, omul care a scris despre Bitcoin, ask which value is the most rare value on this planet. Unde este de fapt valoarea cea mai bună de pe această planetă? Because only things what are rare have a value. Că acele lucruri care sunt de fapt reale au o valoare. Why diamonds have a value? De ce diamantele au valoare? They are rare. Why smaragds have a value? De ce sunt smaraldele? De ce au valoare? Pentru că sunt rare. And other materials. Și alte materiale. But they are rare and have very high exploitation exploatore costs. Și pentru că sunt rare și au costuri foarte mari de exploatare. And we want to make the Zenicoin as rare as possible. Și noi vrem să facem din moneda Zenic o monedă cât mai rar posibil, adică cu valoare. Exclusive as possible. O monedă exclusivistă. That's why we have a halving in behind. Tocmai de aceea avem și acest halving în spate, o jumătățire. That's why the master nodes are minting every year 50% less coins. Tocmai de aceea și master nodurile realizează acest minting digital cu 50% mai puține monede. Because think one theory. Pentru că gândiți-vă la o teorie. Let's tell there are no diamonds anymore to to be exploited. Să presupunem că nu ar mai exista diamante de exploatat. What will happen with the diamonds what are already in your pocket? Ce se întâmplă de fapt cu diamantele pe care dumneavoastră le dețineți? The price will explode. Prețul va exploda. So many people don't understand the halving. Foarte mulți oameni nu înțeleg de fapt ce înseamnă acest halving, această înjumătățire. But the halving in behind is
putting the value of Zenic higher and higher in the future. Pentru că această înjumătățire din spate determină creșterea valorii acestei monede în viitor. And this we will start to feel with the activation of the decentralized exchange. Iar aceasta o vom simți în momentul activării exchange-ului descentralizat. And I tell this coin have much more than Ethereum or Binance. Și vă spuneam că această monedă are mult mai multe decât moneda Ethereum sau Binance. And that's also our tokenization platform. Și de asemenea și platforma noastră de tokenizare. Because this platform wants to tokenize hundreds of projects in the future. Pentru că această platformă se dorește a tokeniza sute, mii de proiecte. And the value of the projects will go in the value of the coin. Iar valoarea proiectelor va fi reflectată în valoarea monedelor. And I promise you one thing. Și vă promit un lucru. When the tokenization process will start in August. Când proiectele de tokenizare vor începe în luna august, that's the day. Aceea va fi ziua. Where the last hater have nothing to tell anymore about this project. Când și ultimul om care ne urăște nu va mai avea ce să spună de acum înainte. Because this project have such a value. Pentru că acest proiect are o asemenea valoare. That is the reason why the company in behind. Și acesta este și motivul pentru care compania din spate also don't put all the cards on the table. Nu a pus toate cărțile pe masă. Because I'm living in Graz and maybe you know here is the fabric of Mercedes GE for example. Și dacă știți, locuiesc în Graz și dacă știți, aici este și fabrica în care se produce Mercedes G-Class. And many other cars, BMW, W and other cars. Și multe alte autoturisme, BMW și altele. And today, and we see this every day. Și astăzi, și de fapt puteți să vedeți în fiecare zi. I saw a car. Am văzut o mașină. He was completely camouflaged. Era complet camuflată. Because the technology in behind. Pentru că tehnologia din spate is still keeping secret. Este încă ținută în secret. And the design and everything else. Și designul și toate celelalte. Because if you don't keep it secret, then come the Chinese. Pentru că dacă nu ții secret, sigur vin chinezii. And the Chinese, they steal everything. Și chinezii fură orice idee. And then he make the same, but with less quality in his basement of his grandmother. Și vor face același lucru, dar cu mai mică, o calitate mai mică, în subsolul bunicii. It's the same, something with Louis Vuitton, that you can buy it also in Turkey on the bazaar. Este același lucru ca și când am vorbit despre Louis Vuitton și l-am cumpărat de undeva din Turcia la un bazar. It's Louis Vuitton, but not Louis Vuitton. It's not the same quality. Este Louis Vuitton, dar nu este Louis Vuitton. And to understand why this company still don't put all cards on the table. Și acesta este și motivul pentru care trebuie să înțelegeți de ce compania nu și-a pus încă toate cărțile pe masă. But in the next 3 months. Dar în următoarele 3 luni. All cards will be on the table. Toate cărțile vor fi pe masă. And we do the main things. Și noi facem principalele lucruri. We are building up a very beautiful community around the coin. În primul rând vom crea o comunitate foarte frumoasă în jurul acestei monede. They are not easy times. Nu sunt timpurile ușoare. We have COVID-19, we have a reset
Avem COVID-19, avem recesiune, avem criză financiară. But still the company succeed to go step by step like promised. Dar încă compania are succes să meargă pas cu pas conform proiectului. And it is a very complex project. Și este un proiect complex. And for sure many people cannot see this whole picture till now. Și bineînțeles că foarte mulți oameni nu pot vedea întreaga imagine în acest moment. And of course when you don't see the whole picture, maybe you have not still trust. Și bineînțeles că dacă nu vedeți întregul peisaj, nu aveți cum să aveți 100% încredere. But you can trust this company. Dar trebuie să aveți încredere în această companie. And when all pieces of the mosaic will be on their place. Și când toate piesele acestui mozaic, acestui puzzle, vor fi în locurile potrivite, then you will see that you join one of the most revolutionary projects on this planet. O să vă dați seama că v-ați alăturat celui mai revoluționar proiect de pe această planetă. So, I start with 25 hubs. Așa că eu am început cu 25 de hub-uri. And in the last 80 days. Și în ultimele 80 de zile I buy 50 more. Am cumpărat încă 50 în plus. Because I understand that it's quite intelligent to have so many Zeni coins as possible the next month. Pentru că am înțeles că cât de inteligent este să ai cât mai multe monede Zenic posibil. And because the number of the Zeni coins what I own and my family. Pentru că numărul de monede Zenic pe care eu le dețin și familia mea will be the participation in percent on the all transactions what will happen on the decentral exchange. Pentru că toate acestea vor participa la tranzacțiile unui exchange descentralizat. Sasha, I don't hear you anymore. Now. Yes. And my partner Philip make yesterday a very sympathetic calculation. Iar partenerul meu Philip ieri a făcut un calcul foarte interesant. We ask ourselves how much this participation can be. Și ne-am întrebat noi înșine cât poate fi participațiunea noastră. And we was looking the sales volume of Uniswap. Și ne-am uitat la volumul de vânzări de pe Uniswap. Uniswap is very new and very complicated. Uniswap este foarte nou și destul de complicat. But we make a calculation if we do the half of all transactions of Uniswap with our decentralized exchange. Și am făcut un calcul dacă exchange-ul nostru descentralizat ar face doar pe jumătate cât face Uniswap. And for example, somebody is owning 100,000 coins. That was și să presupunem că cineva ar deține 100.000 de monede. He will have around 2000 euro weekly from the decentralized exchange like a dividend. Ar avea 2000 de euro în fiecare săptămână ca și dividende de la exchange-ul descentralizat, săptămânal. For doing nothing, just holding. Fără să facă nimic, doar să dețină monedele Zenic. Of course, if we do the half of the transfer costs like Uniswap, the half, just the half. Și bineînțeles, doar dacă îmi face jumătate din transferurile din Uniswap, doar jumătate. 100,000 coins, 8,000 euro monthly. 100.000 de monede deținute de dumneavoastră v-ar aduce un câștig de 8.000 de dolari lunar. But this was some our calculation. Dar astea au fost de fapt calculele noastre. Can be less, can be more. Just you want to feel the opportunity. Poate fi mai mult sau mai puțin, dar bineînțeles acest calcul l-am făcut doar ca să simțiți dumneavoastră oportunitatea. But it's easy. Invest so much money that you have no headache and no pain in the stomach. Dar bineînțeles că fiecare trebuie să investească atâția bani astfel încât să nu-i dea dureri de cap și dureri în stomac.
Somebody can play with 20,000 euro, somebody can play with 200 euro. Cineva se poate juca cu 20.000 de dolari, un alt jucător poate fi cu 200 de dolari. But for sure, it can be a good investment. Dar cu siguranță va fi o investiție bună. And everybody who want to be investor and to own some hubs. Și oricare ar dori să devină investitor și ar dori să dețină hub-uri. Can join our Sapphire Global platform for free. Se poate alătura platformei noastre Sapphire gratuit. Because Sapphire Global have the license to sell the participation on the hubs. Pentru că Sapphire are de fapt licența de a participa la hub-uri, la cumpărarea de hub-uri. And now I will tell you something, somebody can understand it wrong, somebody can understand it right. Și vă spun cinstit, cineva ar putea să mă înțeleagă greșit, iar altcineva ar putea să mă înțeleagă corect. Here is a possibility to create your own community. Aici vă vedeți că există și posibilitatea să vă creați dumneavoastră personal propria comunitate. And with a compensation plan in behind. Și cu un plan de compensare în spate. Normal is something what we know out of the network marketing. Normal este ceva pe care noi îl cunoaștem din network marketing. Companies like Herbalife, Avon, I don't know what. Companii precum Herbalife sau Avon sau oricare ar fi ele. But many insurance companies also have compensation plans in behind. Dar toate firmele de asigurări au de asemenea plan de compensare în spate. And again, around this subject, there are three kind of people. Și bineînțeles că în acest subiect, la acest subiect sunt trei categorii de oameni. The lovers, I am a lover of network marketing. Sunt cei care iubesc sistemul network marketing. Haters. Cei care urăsc acest sistem. And people I love, I don't love, I don't know. Și oameni indiferenți, iubesc, nu iubesc, chiar nu au nicio părere. But I'm 12 years in network marketing. Am 12 ani în network marketing. And when I sit with a hater of network marketing. Și când am stat de vorbă cu cei care urau sistemele network marketing. It's always the same situation. He hate, but he don't know why. Ei urăsc, dar pur și simplu n-au nicio logică de ce urăsc. Strange. Imagine somebody come to you and tell Nicolae, I hate you, but I don't know why I hate you. Este foarte ciudat. Este ca și când cineva ar venea dumneavoastră și v-ar spune, Nicolae, știi, bă, te urăsc, dar de fapt nu știu de ce te urăsc. Ok. Și Nicu ar putea să spune, ok, bine. But let's speak 2 minutes about network marketing. Dar hai să vorbim doar 2 minute despre network marketing. Let's tell Nicolae and me, we decide to open a very nice restaurant in Bucharest. Să presupunem că Nicolae și cu mine decidem să deschidem un restaurant foarte frumos în București. And with ciorba de barbuța, with sarmale. Cu ciorbă de văcuță, cu sarmale. With this big Romanian cevapcici, this, wow, I love it. Romanian cevapcici, what? Romanian what? This, like cevapcici, this, you know, this meat, this, mititei. I don't know. Mititei. Yes. Okay. Și cu acești mititei. And we open this restaurant. Și deschidem acest restaurant. And now we want to do some marketing. Și acum trebuie să facem marketing. And we have many possibilities how we can do marketing. Și avem mai multe posibilități cum putem să facem marketing de fapt. Cum reușim să facem acest marketing? We can take George Clooney and put him on TV and George Clooney tell buna sarmale. By Nicolae. Clooney îl aducem la restaurant, facem o reclamă că și o să spună ah, ce bună e ciorbița, ce bune sunt sarmalele.
But people in behind know George Clooney become from Sasha Nicolae 2 million euro and he hates Sarmale for sure. Și oamenii știu că George Clooney i-au primit la Sasha 2 milioane de euro, dar de fapt el urăște Sarmale. And he do it for money, for the 2 million euro. Și el de fapt a făcut-o pentru bani, pentru cele 2 milioane de euro. Because George Clooney for 2 million euro love Nespresso, love Sarmale, love everything. Pentru că George Clooney pentru 2 milioane de euro iubește Nespresso, Sarmale sau absolut orice. We can make advertising on the radio. Putem să facem publicitate la radio. But let's be honest, what is the best marketing for our restaurant? Dar haideți să fim corecți. Care ar fi cea mai bună reclamă, de fapt, pentru restaurantul, marketing, cel mai bun marketing pentru restaurantul nostru? When the first guests who was eating in our restaurant. Primii clienți care ar mânca în restaurantul nostru. And they were so satisfied. Și sunt mulțumiți. And they tell it to other people. Și vor povesti altor persoane. And they tell, if you ever go to Bucharest, you go to Sasha and Nicolae to eat nowhere else. Și dacă vă duceți în București, atunci să mergeți la restaurantul lui Sasha și al lui Nicolae ca să mănâncați acolo. And that's the fundament of network marketing. Iar acesta, de fapt, este fundamentul, este baza unui network marketing. A personal recommendation out of positive experience. O recomandare personală datorită unei experiențe pozitive. And would be fair if Nicolae and me decide to give some profit to these people who do this from heart. Și ar fi cinstit din partea mea și al lui Nicolae să dăm ceva din profitul nostru acelor oameni cu toată inima. Because if somebody come in our restaurant and tell me, Marco was telling me about this restaurant because he was so satisfied. Și dacă cineva ar veni și Marco ar veni și ar spune că a fost foarte mulțumit de acest restaurant, de fapt. Would be idiotic that I make a software in behind and I give a compensation plan in behind for all the satisfied customers if they recommend us to somebody else. Ar fi o prostie din partea mea să fac un hardware, să recompensez oamenii care povestesc mai departe un plan de compensare? No, that's not bad. Because these people make marketing for us. And why this 2 million euro, what you give to George Clooney, you don't give to all the satisfied customers? Ar fi o prostie? Nu, bineînțeles că nu, pentru că acești 2 milioane de euro pe care aș putea să-i dau lui George Clooney, aș putea să dau unor oameni care duc povestea mai departe, care spun mai departe. So, that's why for me, network marketing is the most beautiful marketing system on this planet. Iar pentru mine, network marketing este cel mai frumos sistem de rețea din tot ce există pe această planetă. And Sapphire Global decide to do the same. Iar Sapphire Global a decis ca să facă exact același lucru. That every investor who recommend this opportunity to somebody else. Ca orice investitor care recomandă această oportunitate altcuiva, to give him a reward for the sales volume that come out of his recommendation. Să le dea o recompensă din volumul de vânzări care vine de pe urma acelei recomandări. And not to George Clooney. Și nici într-un caz lui George Clooney. And but there will always be haters and lovers around network marketing. Tocmai de aceea vă spuneam mai devreme că întotdeauna vor fi persoane care iubesc și persoane în același timp care urăsc sistemul de network marketing. But there are two reasons more why this company decides to do this what they do. Dar mai există două motive în plus de ce această companie a decis să facă acest lucru.
The second major reason. Al doilea motiv. Is the decentral idea in behind. Este datorită exchange-ului ideii descentralizate din spate. Deci a ideii descentralizate. If one person have 100,000 of masternodes. Pentru că dacă o persoană va avea 100,000 of masternodes. Yes, for example, 100,000 masternodes. Deci dacă o persoană va avea sute de mii de masternoduri, then this system is not decentral, then it's a central system. Atunci acest sistem nu va fi descentralizat, va fi centralizat pentru că aparține unei persoane. Like Binance. Ca și Binance. Because all the masternodes around Binance, they are in hand of one person. Pentru că toate masternodurile de la Binance sunt în mâinile unei singure persoane. And this person can do what he want. Iar această persoană poate să facă absolut orice dorește. This person who own all the masternodes, who own all the wallets. Această persoană care deține masternodurile deține de fapt și toate portofele, toate walleturile. He can take 2 billion out of the wallets and he can disappear. El poate să ia miliarde de pe aceste walleturi și poate să și dispară. And this happened 3-5 times till now in this crypto industry. Și s-a întâmplat de 3-5 ori în această industrie cripto. And that's why the idea was that this community is decentral, that we have thousands of people. Iar ideea centrală a fost ca această comunitate să fie descentralizată, să fie mii de oameni. Who own 1-3 masternodes or half. Care să dețină 1-3 masternoduri sau o jumătate de masternode. And as fast as possible. Și cât mai repede cu putință. Because the masternodes are the fundament for all other projects that will come. Pentru că aceste masternoduri de fapt reprezintă baza a tot ceea ce va veni. And the masternode he have also a second very important mission. Iar aceste masternoduri au a doua misiune foarte importantă. Not just to mint the Zenith coin. Nu doar să mineze moneda Zenith. He have also the mission to verify all the transactions what will happen on the decentral exchange. Au de asemenea misiunea de a verifica toate tranzacțiile care se realizează într-un exchange descentralizat. And I will tell you something now very crazy. Și am să vă spun ceva acum foarte nebunesc. Everybody know Bitcoin. Toată lumea știe Bitcoin. Bitcoin is lying on 11,000 nodes. Bitcoin este realizat pe 11,000 de masternoduri. And we are already more than 30,000. Iar noi avem deja mult peste 60,000. That's why when you send Bitcoin somewhere. Tocmai de aceea atunci când trimiteți Bitcoin undeva. Maybe you wait 50 minutes, maybe you wait 3 hours, maybe you wait even 3 days. Atunci puteți să așteptați acest transfer câteva minute, câteva ore sau chiar câteva zile. But when I go on my platform from Sapphire. Da, dar când merg pe platforma mea Sapphire and I make a fund transfer to my friend Nicolae. Și fac un transfer către prietenul meu Nicolae. And this transfer go over the blockchain. Și acest transfer merge prin blockchain. It's in the same second on his wallet. Se realizează în acea secundă în walletul său. And that's the idea in behind why we do this what I show you now. Și aceasta este de fapt și ideea centrală de ce facem asta din ceea ce o să vă arăt acum. And that's why I love the possibility that we can create a community and have also money for that. Și de aceea am iubit foarte mult să avem o comunitate și să avem bani pentru această comunitate. And you can earn 15 levels deep on the sales revenue of your community. Și puteți să câștigați până la nivelul 15 în adâncime de la volumul total al comunității. You can earn ranks and have one-time bonuses.
puteți să câștigați nivele de carieră și mai aveți și bonusuri oferite de sistem. And the bonuses, they are not small. Iar bonificările nu sunt mici. Because we are building the community. You, pentru me, că somebody. Noi suntem cei care creăm comunitatea dumneavoastră, eu. We are doing the marketing every day. Noi facem marketing în fiecare zi. This what I do now is marketing. Chiar și ceea ce fac eu acum se numește marketing. So, it's very normal to be paid for that. Și este foarte normal să fiu plătit pentru acest lucru. And who think it's not normal, take the money and bring it in the church. Și cine nu crede acest lucru, atunci să ia banii și să-i doneze unei biserici. No problem. Nicio problemă. But don't tell it's bad. Dar nu spuneți că este un lucru rău. And the most great thing, you don't just have the possibility to participate on the sales revenue on your own community. You can also participate on the sales revenue of the total community. Și ceea ce este foarte interesant aici este că dumneavoastră veți avea o participațiune nu de la comunitatea pe care o creați dumneavoastră personal, ci veți avea participațiune de la comunitatea totală, cu toată comunitatea creată. Over the share points that the company give on monthly basis. Acțiunile pe care vi le oferă compania în fiecare lună. So I hope that I succeed today to explain you the beauty of this possibility. M-aș bucura să știu că am avut succes să vă explic despre frumusețea acestui proiect. It's a very revolutionary project. Este un proiect absolut revoluționar. And the beauty in this project is that it's giving the sovereignty back of our values to us, to our children. Iar frumusețea acestui proiect este că ne oferă, ne va înapoia libertatea financiară asupra activelor noastre. And every beginning is always very hard. Și fiecare început este foarte greu. Because you are a pioneer in something. Pentru că sunteți de fapt pionieri. And always will be people around you. Și întotdeauna voi sunteți pionieri acestui proiect și vor fi întotdeauna oameni în jurul dumneavoastră. Who will support you for this what you do? Care vă vor suporta și vă vor ajuta în ceea ce faceți. Or they will hate you for it. Sau o să vă urască pentru ceea ce faceți. But never you will succeed one thing to make everybody happy. Dar nimeni nu va reuși un lucru, să-i facă pe toți fericiți. So, you love the project, welcome. Așa că dacă iubiți acest proiect, sunteți bineveniți. You don't like it, let it be. Dacă nu vă place, lăsați-o. And I never joined something in my life where I also Rețmune, Mesacica. I never joined something where I also don't go with the heart inside. Și vă spun de experiență personală că niciodată nu m-am alăturat unui proiect în care nu am făcut-o cu toată inima. Where I feel the positivity around the project. Atunci când nu am văzut pozitivitatea în jurul acestui proiect, acelui proiect. So I thank everybody who take time to